Sătărul meu, eu sunt Smok și am revenit cu un nou episod din Minecraft pe nou update 1.5. Ok, Remy nu prea e făcut bine, dar măcar îl țin acolo ca să fie, să nu mă pierd. Așa. Ori e de la mine faza, nu știu. Și aici, chestia asta care o vedeți, este... Am început aici să fac un copac. Da. Vom face un mare copac. Cred că tot de 22 de blocuri, cum ziceam eu, că, cum mă gândeam eu că o să îl fac. Bun, haideți să vedem care ar fi mijlocul. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, ca să... Chestia asta n-are mijloc, așa că... Gata. Bun. Acum... cred că mergem și mai sus cu asta. Vreo... Câte două, știți voi? Ups. Bun. Fac. Aoleu, update-urile vieții. Îmi place că eu merg decât în partea asta. E, avem ferma de copaci, dacă cumva ne trebuie ceva. Așa. Cum să nu mai luați damage când construiți ceva și sunteți la înălțime și toate cele. Și eu am particulele pe off. Da, le las așa pentru că chiar nu-mi trebuie particule. Roșu, să fac un episod în care nu tot timpul... Bă, da, stai să văd, am asta făcut așa, am asta. Gat. Nu cred că o să mai umplu setări în video asta. Ceancurile nu prea s-au încărcat, dar tot... Ai... Tot lumea asta e. Bun. Așa, 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 așa. Ok. Când mă gândesc că eu vreau să fiu unul foarte, foarte mare. Nu știu să vă zic acum cam cât de mare vreau să-l fac, dar vreau să fie mare oricum. Aoleu. Bun. Oh, frate, o să mă ia durerile de cap cu asta. Apoi mai vreau să fac o chestie pe la poalele acestui copac. Știți cum sunt poalele muntelui, poalele copacului. Ok, și altă chestie. Vă mulțumesc pentru 200 subscriberi, o să pregătesc eu ceva. Doar să vă uitați pe channel, pentru că nu știu exact ce, dar o să mă gândesc la ceva să pregătesc. Ba un video special, ba vreun live stream, dar nu cred că o să fac live stream, pentru că mie merge live-ul ca naiba. Ok. Deci o să mă gândesc eu la o chestie, nu cred că va fi vreun livestream, probabil va fi o nouă serie, vreun giveaway, nu știu. Cred că un giveaway. Da, va fi un giveaway, cred, sau nu știu, mă mai gândesc. Bun, cam atât până acum la acest copac. Gata, patru uși. Ciudat că ușile nu se stachează, adică n-ar fi logic să se stacheze și ele. Eu zic că da, dar
Da, e Minecraft. Ok, acum nu. Și cât de puțin lemn a rămas. Și uitați cât de puțin am făcut din copac. Gândiți-vă că vreau să fiu foarte mare până sus. Ok, și cred că o să mergem și în Nether de curând. Nu știu exact de ce, dar... Ops, stați un pic, stați un pic. Așa, trebuie să mai pun torse pe aici. Și... Ok, bun, am băgat și particulele. Chiar dacă am dat pe all on, pentru că mă gândeam că poate mai e ceva pe off. De asta am dat pe all on și acolo nu mergea particula de la torță, nu știu ce. Hai să pun și aici o torță, aici. Ok, să zicem, nu știu. Să fie un pic luminat pe acolo, prin jurul copacului. Așa, aici cobblestone generatorul care nu l-am folosit deloc. Ok, și în următorul episod o să trebuiască să și minam. Da, nu am merge Connected Textures. Ați observat asta, nu? Cine a observat? Bravo lui. Nu merge Connected Textures. Cei de la Optifine nu știu ce fac acum, dar... În fine, eu... What the fuck I was doing? Ok, sincer eu nu mor pe chestia asta că au pus așa, că au făcut cu, că n-au făcut Connected Textures. Merge și fără, adică nu e capăt de lume. Ok, mai trebuie torțe. Oh, frate, la fix. Așa. Junk. Așa, astea sunt frunzele pentru copac. Cine vă fac? Așa, și trecem la blocuri 2. A venit și ziua asta. Fermă. Observați că jocul e un pic mai... așa, parcă nu prea mai e atâta lumină, nu? Ei bine, ei bine. Joc pe plus 50. Plus 50. Știți că pe la începutul Minecraft-ului nici nu era luminositate. Așa era jocul, pe moody. Și chiar mi se pare bine așa, adică gândiți-vă, Minecraft nu e niciun stâlp de lumină, nu e nimic. E doar o torță care, din nou, gândiți-vă că o torță în realitate nu face nu știu cât lumină, nu știu câtă lumină. Face acolo un pic. Și am vrut să joc pe Moody, dar am zis, bă, e prea întunecat, așa că joc pe plus 50 și revin imediat. Ok, am revenit, mamă, cât timp a trecut, frate, deci, hai să vă zic ce am făcut. Am mâncat și am făcut baie. Tot timpul ăsta, iar pentru voi e doar o secundă mică. Bun, copacul îl lăsăm așa pentru episodul ăsta, acum m-am gândit în timp ce mâncam ce vreau să fac. Bun. Vreau să iau lemn. Ok. Lemn de ăsta. Și de ăsta. Așa, și vreau să mergem la turn. Ok, chestia asta o să o stupăm în curând. Ok, deci. Ok, chestia asta nu e prea bine pusă, dar merge.
Ok, scuzați că nu prea vorbesc, dar nu știu de ce sunt așa de concentrat. Cum pot să pun? Ok, și nu uitați să-mi dați subscribe la blog pentru că mai postez și pe acolo. Știu că am postat acum, nu mai știu cât timp, dar știu că am postat ceva. Nu uitați să fiți cu ochii pe channel pentru că am făcut 200 subs și pregătesc ceva, cum am mai spus, doar că încă mă gândesc ce. Ok, chiar arată bine chestia asta. Ok, arată super. Arată și mai super. Ok, deci arată genial chestia. Stați un pic, am un mesaj pe Skype. Scuzați-mi nasul, dar sunt puțin răcit. Puțin mai mult. Ok, deci. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Zece, unșpe. Așa. Ce naiba fac? Revin imediat pentru că eu mă duc să înfrunasul. Ok, parcă much better, nu? Da, așa cred și eu. Doamne, deci de asta nu vorbeam atunci. Chiar nu puteam să vorbesc din cauza mucilor. Doamne. Câte nașpe să fi răcit? Adică nu chiar răcit, dar să scurgă nasul. Și să tușești din când în când. Și să strănuți tot din când în când. Adică acum poate văd pe vreunul. E mișto că nu te duci la școală. Da, eu zic că mai bine te duci decât să fii bolnav, strămiți acolo sau... Ok, acum mă tot gândesc ce să fac în turnul ăsta. Am făcut un etaj pentru că atâta am vrut. Acum doar mă gândesc ce pot să fac în el. Văd eu în episodul următor. Ok. Așa. Nu prea mai am nimic de făcut, așa că... Cam atât pentru acest episod, vă mulțumesc pentru vizualizare. Scuzați că este cam scurt, dar... După cum v-am zis, nu prea o să mai pun Minecraft, pentru că nici nu prea mai am chef. Chestii, doar când o să am niște idei și când o să am și materiale. Și când o să am ce să fac în episod, o să mai fac, da? Așa că, până la următorul episod, numai bine!